Parcul Municipal Vest a întâmpinat o serie de probleme încă de la început și până în prezent discuțiile controversate au fost legate atât de vegetația uscată cât și de lipsa unor specii de pomi. În ultima ședință, primarul Ploieștiului Adrian Dobre a declarat că s-au realizat o serie de expertize pentru identificarea principalilor factori care au provocat acest deficit. Sunt o serie de lucrări unde trebuie ca operatorul economic ce a realizat parcul respectiv să intervină, sunt o serie de reparații pe care trebuie să le facă. Sunt o serie de lucrări unde, cum este de exemplu lacul respectiv, da? Bazinul acela care este folosit pentru irigații și unde s-au identificat o serie de probleme cu privire la maluri, da? Modul în care au fost gândite și executate. Legat de personalul care asigură întreținerea și mentenanța în parc, se pare că acesta nu este suficient pentru a face față întregii suprafețe, lucru care a dus la repercursiuni negative asupra vegetației și nu numai. Se pare că perioada aceea de aproximativ 2 luni de zile în care pomii nu au fost îngrijiți și în paralel condițiile meteo au dus la uscarea unei părți din vegetația de acolo. Pe de altă parte, cel puțin acum când s-a făcut expertiza, nu au fost identificate o serie de specii de pomi care ar fi trebuit să se regăsească în teren. Aici va fi o discuție destul de interesantă pentru că există niște procese verbale de finalizare a lucrărilor, există proces verbal de recepție și vă dați seama că se va pune problema din partea operatorului. Partea de mentenanță este asigurată de 10 persoane care se ocupă de îngrijirea parcului. Primarul însă ne asigură că are în plan câteva măsuri pentru a reînvia cel mai mare parc din Ploiești. Pe partea de personal, să mărim numărul de persoane care se ocupă direct de îngrijirea parcului, pe partea de utilaje, să mai achiziționăm o serie de utilaje. Pentru pom nu există un sistem de irigații dedicat, tocmai de aceea am și achiziționat să finalizeze procedura pentru o cisternă și va trebui să fie irigat fiecare pom în parte. Iar recomandarea celor care au făcut expertiza respectivă este să mai achiziționăm încă o astfel de cisternă, pentru că nu o să putem face față cu una singură. Am solicitat să se analizeze dacă sistemul actual de alimentare cu apă poate face față irigării întregului parc, pentru că și aici avem o problemă. Și de asemenea, primarul ne asigură că vor exista și replantări. Rămâne însă de văzut dacă toate aceste schimbări vor revigora Parcul Municipal Vest.